40.000 când mă uit la clipul ăsta, vreau să văd de la voi. 40.000 forță! 40.000 de like-uri, hai să dăm drumul! Salut toată lumea și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, sunt aici alături de Bogdan! Ce zici, Bogdan? Cum ești? Ce să zic, am venit într-un final, că am promis omului cred că de 3 luni, dar... De ce vrei, ce vrei, de ce cu treabă, cu ăstea, cu spatele meu, pe la doctor, cu așa, azi, ha, mă, să vin să văd care-i treaba. Te uiți așa la mine, da? Să mă pui să fac prea multe chestii, așa? Așa? Zici că sardina, știi sardinele la care sunt făcute așa spirală? Uite-mi la picioarele mele. Fii atent. Deci, am foarte multe comentarii în toate videoclipurile pe care le-am pentru Bogdan. Cum ai zis, lumea, să vină la așa ceva? Și abia așteptam să vii aici să te învăț, să te lupți. Ai zis că n-am mai făcut niciodată. N-am stat în viața mea, nu știam. Adică știam așa, dar trezor cum arată, dar în rest... N-ai văzut că te-am întrebat, zic, poți dau așa cu un liber ciclu, că rămâi pe rămâne. Deci, ai prieten, mi-ai spus că știi doi luptători, pe? Mayweather. Așa. Stai că mai știu, McGregor, dar preferatul meu așa era Anderson Silva, nu știu dacă zic bine. Anderson Silva, așa da, îi zice, da, nu? Da, da. La ăsta mă uitam și țin minte că m-am trezut toată pe la 4 dimineața să văd un meci al lui. Adică nu m-am trezit niciodată, nici la școală, zic, e. Dar pe întâlnire m-am trezit, nu știu, mi-a plăcut foarte mult, îmi plăcea stilul lui. Îmi plăcea schimbul de la așa, se ferea el. Chiar dacă asta nu o să faci și tu azi, schemele astea așa. Ba, păi da, dar vezi că eu știu din alea, dar așa. Bun, vreau să apăsați butonul de like, butonul de subscribe și să-l învățăm pe Bogdan să se bată. Haide! Astea-s mai grele ca mine, mă, să-mi bat piciorul. Ia fii atent ce vreau să faci acum. Vreau să stai în poziție de gardă. Asta e, asta e challenge-ul primordial. Uite-a de gardă, ia să vedem. Dacă știu, cred că așa, nu știu. Bă, vedeți că știe, vedeți că știe. Hai, ca stau, știi toată lumea, dar nu cred că stau corect. Ai cuvântul meu, ai cuvântul meu, nu știi toată lumea. Deci fii atent, eu știu o schemă, că nu știu cum cu cotul pe aici sau care șmecherie. Da, deci primul stai în gardă și ai cotul drept acolo care îți acoperă ție ficatul și pasăre, da? Ei, în același timp, brațul drept îți acoperă ție pometere, da? Poți mai jos. Da, mâna cam mic, așa trebuie să fii mai lung, cam bleșinat așa. Așa, și brațul stâng perfect acolo, bă, să știi că e. Nu, eu vreau pe aia, așa. Cum lupta? Dacă vrei tu stai așa. Așa vreau să stau. Dacă te simți bazat, hai. Nu, nu-ți bază. Fii atent. Păi ce faci? Faci cu mine? Stau eu dau una. Nu, tu dai în astea. Am acum te încălzesc. Te încălzesc. Vreau să-mi dai acum direct de stâng aici. Pau. De unde ești? Vrancea, Moldova. Se vede. Care, pană, nu. Se vede. Glumim, îi zim pe bune. Se vede cuvântul meu. Băi, deci, ce se dă deci nu, nu, stai puțin. 50 de kilograme. Raportând la câte kilograme ai? 55. 55 de kilograme. Raportând 55 de kilograme, te înfici. Bine, nu, nu poți zic că e foarte tehnic. Dai seama că nu știu, n-am habar, dar, dau mocăreața. Dar ai, ha. Ai acolo. Hai. Acolo. 1. Bravo. 1. 1. 1. Bravo, acum vreau să văd directele dreapta, 2. Bă, se aude și pe filmare. Ce se mă, pe asta filmare. Mai dau așa puțin. Ia da, să vedem, 2. Ai. 2. Ai. 2. Ai. Bine, Bogdan, să-mi zici dacă dai prea tare. Nu, nu, e bine, e bine. Acum vreau să-mi dai 1, 2, da? Bam, bam. Exact, hai. Pau, pau. Bine, când dai directele dreapta, ține stânga pe barbă, da? Hai. Pam, pam. Bravo, mă, hai. Hai, hai. Bun, centru, da? Bravo, hai, pam, pam, bravo, Bogdan, hai, pam, pam, și acum te miști după mine, mereu, da? Hai, stai acolo, uite, nu, ferești, ferești, da? Mamă, eschive, știi? Știi eschive? Ia uite, tu vine, e nou, uite, mă las, aici, rotativ. Așa? Da, hai, ia, fiu, vă? Mamă, te mă bag ca să fie, hai, invers. Hai, cu! Era că vin cu stânga aici pe dreapta. Păi nu știu, dă-i de-a, fac și deci, uite, facem o chestie mică. Deci, când faci schiva rotativă, da, e pentru toată apărarea la croșeie. Pieptul în față, spatele drept, flexăm genunchii, brațele în cap și ia uite. Ne mișcăm, relativ de pe stânga plecarea și invers, da? Ia uite, hep, hep, ha, hep, ia uite, ușor. Hop, bravo, invers. Hop, bun. Hop, bravo. Hop, bun. Hop, bine, și acum vreau să-mi dai directă de stânga, directă de dreapta și ieși. Ha. Da? Hai. Pam, pam, opa, pam, bine, nu te întorci cu spatele la mine niciodată, da? Ok. Niciodată cu spatele, mereu cu fața adversară, hai. Hepa, hepa, op, bi. Iar m-am întors. Păi, iar să am așa, nu știu, un tic. Un tic așa să mă întorc, știi? Hai, stai în gardă frumos. 1, pam, de acolo. 1, pam, bun. 1, pam, 1, 2, pam, pam. Bravo, mă. La zice alta, fără, nu-mi place, nu-mi place, mi-era aproape de mine, mă controlez, da? Sunt centrul ringului, stai acolo, stai acolo. 1, 2, hai, hai. Bun, bravo. 1, 2, hai, hai. Bravo, mă. Vino, vino, mă controlez, mă controlez, mă controlez. Aici, hai, hai, după mine, după mine, după mine. Distanță, distanță, distanță. 1, 2, hai, hai.
Un, doi. Bravo, un, doi, ies. Și direct de dreapta din nou, da? Ia-l ușor. Ies. A, trebuie să simt aici. Exact, încă o dată. Centru! Hai, bine, mă, cacu. Stai acolo, stai acolo, față, față, față. Hai! Bine, mă! Bine! Lăsați, lăsați, lăsați. Hai! Bine! Acolo, acolo. Bine, mă, băiatul! Te pui aici în poziție de partea, se numește gen, ambii genunchi pe sol, coatele pe sol, aici și în cap, da? Bun, în poziția asta eu am control pe tine, se numește back control, da? Ei, de aici eu îți dau pumnii în cap și tu reziști. Ei, și în momentul ăsta eu să aplic un submission. Submissionul provine din jiu-jitsu brazilian. Ei, și de aici brațul meu drept se duce pe sub axia ta stângă și pe lângă urechea ta dreaptă, da? Am o priză aici, se numește wrist grip, o să-ți o arăt eu. Și doar din priza asta, eu dacă te întorc aici peste cap, cazi, da, să-i dau priza, da? Vino înapoi. Mă pun în era? Da, în parter. Sau ți-ți pasă. Și vin aici, prin priza, mă ridic pe ambele tălpi, pun piciorul scurt peste capul tău, mă las în pun, încătușesc picioarele și de aici tu o să bați, da? Dacă poți cu mâna dreaptă, scoate de acolo. Bun. Okay. Și o să strâng ușor, ușor și o să-ți iau respirația, da? Și o să bați când mai poți. Mă, voi ai instant, în câteva secunde cred că ești gata. Era și un pun, bravo, încrucișează picioarele, pune pe dreptul peste spate, le încrucișezi, așa și tragi de brațe și împlici de picioare. Tare, tare, tare. Mamă, e mișto asta, îmi place. Îmi place asta. Ai văzut că am făcut acolo, zici. Mamă, la spart pe Deanu acasă. Bă, dacă-i faci asta, îi fac. Îți trimit filmare. Te rog, ca să-ți arăt o șmecherie. Ce vreau să văd chestia asta, să-i trimit marul canalului, toată lumea, gen, am și tricouri, e tare rău chestia ta cu Perumiana. Este, cum să spun, este un submission foarte greu de făcut. Faci la modul când vezi că adversarul nu prea mai are vlagă, pentru că e, practic, ideea e o rușine, știi? E greu să ca să-l prinzi așa. Da, de obicei. E gen așa, nu mi se pare, adică așa complicat în sens cum ai explicat, păi acum, da, lași tu să te aplic, știi? Ia uite. În momentul în care tu ai pus piciorul aici, s-a spus că este o gândire. Da, este asta care, dacă da? Prea aproape. Un, dă mâna ta dreaptă, că în momentul ăsta tu trebuie să mă fixez pe mine, ce înseamnă, ai o pârghie aici, da? Și o pui pe coapsa mea. Ești, aici. Și dacă tu pui prea mult mâna, în poziția asta, eu pun mâna mea stângă, aici, pe coapsa de tale, și mă văd, aici, în side, aici. Mișor. Da? Da, bun. Chiar mișor. Din nou, aceeași chestie. Ce tare să știi toate astea, așa să ieși. Sunt destul de complicate. Mă refer că un luptător când învață, trebuie să știi toate chestiile astea, da, și cum l-atacă ăla și cum iese, da, și cum... Știi care chestia? Că sunt mai multe tipuri de sporturi de contact. E boxul care voi doar cu brațe, kickboxul, braț, picior, da, și MMA-ul care le include pe toate, ce înseamnă judo, jiu-jitsu, rute libere, greco-romane, etc. Da? Bun, și mai este o variantă de ieșire de aici, avem piciorul la fel, poziție back control, mă ții aici de coapsă să iei, că tu ai piciorul acolo, da? Da. De aici vreau să mă ții. Okay. Ei, tu ai control pe coapsa mea, ai control aici, da? Da? Îți pui bazinul cu toată forța aici. Uite, nu te lași pe față. Dacă, uite, altă, dacă te lași pe față, da, de aici, uite, pun mâna pe spatele tău și am ajuns eu. Am înțeles. Înțelegi? Deci mereu trebuie să stai, uite aici, cu centru de greutate, pe mijlocul pumnului. Aici, exact, să pui presiune. Poți să te dau așa. E, și ia, uite, nu, păi dacă eu nu mai pot să mă nici în stânga, nici în dreapta, că mă țin, da, și nici în față, n-ar trebui să mă duc, da? Da, uite, mai o variantă. Pun mâna stânga aici, mă ridic pe piciorul drept și de aici e un fel de knee slide. Tras piciorul stânga aici, ajung aici. Ajunge în fața. Da? Bun. Deci cam astea sunt ieșirile, este destul de greu când te pune eu să ajungi în poziția. Știi, ca și cum ajunge unul la unul portabil, dar nu știu ce să faci. Da, da. Ei, de asta sunt niște poziții în care tu ajungi acolo și este destul de greu să ieși. De multe ori este noroc. Pentru că dacă ți ajung în spatele tău, în momentul ăla tu nu prea mai ce să faci. Deci, alt, la control. Eu am aici cărligele băgate între picioarele, okay, tale și centura de siguranță. Deci este foarte greu să ieși. Și de aici se numește un submission RNCR, el naked choke. Vin cu mâna stângă, cu antebrațul pe trahea ta, mă prind de biceps, pun mâna spatele capului și să bați în momentul în care nu mai poți să respiri. Mamă, instant. Deci vă jur, nu că nu pot să rezi. Chiar nu pot, mă rupe. Știi ce facem acum? Trebuie să mă bați. La ce? Bun, hai să mergem acolo, îți pun mănușile, îmi pun mănușile și ne batem, da? Nu se zicem. Curați-i baftă în comentarii. Mersi, mersi la toată lumea, ați pregătit? Suntem doi oameni pe aici. Pau, și hai să-i dăm drumul la bătaie.
scurt. Bă, dar chiar ține ce trebuie. Am mai spus chestia asta, nu ține nimeni. Cool. Hai, serie, continuă. Da. Mi-ți pare imposibil cum aș putea să ajung să ajung la fața ta. Mi-ți pare imposibil cum stai. Uite cum... Păi, stai puțin că tu mă deschizi. Sunt diferite scheme. Și dacă n-ajungi la față, ajungi la corp și tot așa. Nu, nici la corp mi-ți pare că n-am ajuns. Adică te apărai în toate. Păi, mă uitam așa, zic, ia să văd, e vreun colț mic pe unde să ating și eu ceva din corp. Lui, ți-am dat neapărat cu corp. Să vină și gen... Îți formezi ochi, așa se numește. Bine, așa cu 10%, nu e mult 10%, 1% așa, eu să-mi răspunzi înapoi, dar să nu dai vreuna să rămân fără din singură. Că sunt curios așa, să văd. Păi dar dă că dacă stai așa... Deci mă uit la el și îmi imaginez că am impresia că când am deslepit mâna, mi-a și venit și mi-a dat. Am văzut că te uitai așa, te uitai fix așa. Colo, bravo, hai. Bravo, hai. Bun, hai. Bravo. Ma. Bravo, Bogdan. Bravo. Ma. Foarte bine, Bogdan. Deci mi se pare. Iar zici și mie așa, primele impresii după primul tău sparing. Mi se pare obositor rău tare de tot. Să știi că ești gen, înveți foarte repede chestiile, probabil și din prima faptului că faci. Adică, de obicei, sportivii, prinzi foarte repede. Fac sport. Mă duc cu prietenii, îmi place fotbalul. Și ce nu fac ceva de performanță sau... Mă duc că, gen, tu, cât aprofundezi mai mult într-un sport, cu atât ești capabil să înțelegi mult mai repede celelalte sporturi, da, decât un om care nu practică niciun gen de sport. Vreau să te întreb cum recomanzi experiența asta copiilor. Chiar vă recomand să veniți la el sau nu știu unde vreți voi, eu nu vă oblig. Doar că... Eu nu vă oblig dacă ceva, dar... Nu oblig pe nimeni, fiecare duce unde vrea, dar mă refer că îmi place că mi-a explicat foarte mișto, adică am înțeles din prima. Da. Uite, gen, făcând chestiile astea, înveți oamenii gen și latura asta a sportului, adică nu doar, bă, ce e asta, bătaie, bă, nu au carte, n-au nu știu ce, să știi că majoritatea sportivilor au bacul luat, au știu. Facultăți, au, înțelegi? Adică nu e sportul ăsta doar despre bătaie și despre cât de smart ești tu în momentul în care ești din ring. Am impresia că te și relaxează dacă ești la muncă de undeva, vii și dacă ai nervi sau așa, nu mai faci ca mine, trântești laptopul sau faci alte chestii. Vii frumos aici, apuci lița acolo, dai o oră el sau cât poți tu și aia. Nu mai găsești pe smără, mi-ai dai 2 pun ca să... Că, da, că e mai ceva care se mișcă, știi, să-l prinzi când e. N-am nicio șansă. Vreau, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația. Drag. Chiar, pe bune, chiar mi-a plăcut, nu mai, cred că nu mă gândeam niciodată că o să ajung așa. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult, să știi că te-ai descurcat foarte bine. Dragi, un like foarte să facem 30.000. Mamă, 30.000? Băi, fii atent că am luat vreo 3 vloguri peste 30.000, ceva de genul.